Campionatele europene de lupte rezervate seniorilor Under 23 bat la ușă. Lotul tricolor de greco-romane, care și are cartierul general la Câmpul Lung, și-a terminat stagiul de pregătire înaintea europeanului din Serbia, iar sportivii și antrenorii români privesc cu încredere spre marea întrecere continentală. Delegația din România, condusă de antrenorul coordonator al loturilor olimpice, Anton Arghira, va deplasa în Serbia un număr de 6 sportivi, toți cu șanse reale la cucerirea unei medalii europene. S-a încheiat stagiul de pregătire înaintea campionatului european de senior U23. Sâmbătă ne vom deplasa la Novi Sad, Serbia. Duminică avem ședință cu toți antrenorii și delegația UVV și de luni noi greco-romane intrăm în pâine. Tița, 50 de kg, este medalia cu bronz anul trecut. Deci ar trebui să confirme. La 60, Arnăut este locul 5 anul trecut. A trebuit să fie tot și el pe acolo, pe aproape, adică a pierdut finala între 5. Botezi din el este și el medaliat la cadeți, de atunci nu prea mai la medalii. Se simte bine, nu sper să ia neapărat o medalie, dar a trebuit să fie și el pe lângă finala mică. Solomon Alexandru și el la fel nu este medaliat, dar se mișcă bine, sperăm să facă și el o surpriză. Maria este cel mai îndreptățit să câștige o medalie, este ultimul an de tineret, s-a trebuit să confirme și eu cred că va putea. Din păcate, luptătorul cu cele mai mari șanse la cucerirea titlului continental, Nicu Ojoc, s-a accidentat și nu poate evolua la europeanul din acest an. România a cucerit anul trecut în Turcia la campionatul european Under 23 un titlu continental prin Mihai Mihuț și o medalie de bronz prin Mihai Tița.